Mă bucur că prin Harul lui Dumnezeu avem posibilitatea aceasta și Harul lui pentru a ne întâlni și live din nou. Mă bucur pentru cei care sunteți pe Zoom și cei care sunteți sau veți intra pe YouTube. Ne bucurăm pentru că Dumnezeu încă ne dă astfel de libertate și posibilitate pentru a ne întâlni, pentru a studia și pentru a avea discuții, chiar dacă uneori sunt mai controversate, așa cum a fost și data trecută. Subiectul de data trecută sau două subiecte au fost foarte controversate, dar am văzut că Dumnezeu a binecuvântat și chiar am primit mesaje pozitive. Am auzit și un pastor care mi-a scris pe temele care au fost data trecută, care a încurajat și i-a spus că se roagă pentru ca aceste mesaje să ajungă la mai mulți și m-am bucurat pentru acest lucru. A fost o încurajare pentru mine și m-am bucurat pentru că Dumnezeu este Cel care ne întoarce și vrea să ne aducă înapoi la cuvântul Său, așa cum avem scris în Isaia 8:20. Dumnezeu vrea să ne aducă înapoi la lege și la mărturie. Și dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Deci noi trebuie să vorbim și să trăim în conformitate cu legea și mărturia. Și legea este clară, este în poruncile lui Dumnezeu, sunt ceea ce Dumnezeu legiuiește sau poruncește. Și acum sunt unii care fac o diferență între poruncă și lege. Încă n-am studiat asta. Dacă este o diferență și care este diferența. Pentru mine, momentan, ceea ce înțeleg este că o lege este o alcătuire de porunci, dar poate să fie și o altă semnificație. Însă, Dumnezeu vrea să ne cheme înapoi la legea sa, la poruncile sale, și pentru mine a fost atât de uimitor astăzi, studiind din 2 Cronici, în timpul meu cu Dumnezeu, și am învățat ceva extraordinar. Da, aici vorbește că preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului, dată prin Moise. Și atunci au dus-o la împărat și aici spunem versetul 19. Când a auzit împăratul cuvintele legii, și-a sfâșiat hainele. Și aceasta pentru că împăratul și-a dat seama de semnificația cuvântului lui Dumnezeu. Și acum, în zilele noastre, avem o asemenea reacție față de cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce nu se găsește în cuvântul lui Dumnezeu și în special față de legea lui Dumnezeu. Avem o antipatie, avem o frică, avem o lasă-mă cu legea, chestii din astea. Și este uimitor pentru că în Sfânta Scriptură găsim o atitudine complet diferită a poporului lui Dumnezeu, a oamenilor lui Dumnezeu, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, față de legea lui Dumnezeu. Și aici este un împărat care a ajuns la 8 ani împărat, adică rege, să zic așa, împărat. Unii zic că este pentru că era pe mai multe seminții, dar ajunge rege și citește legea lui Dumnezeu. Și pentru el legea lui Dumnezeu este extraordinară, pentru că el tremură la cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune chiar la un moment dat că el asta caută pe cineva care tremură sau e... Da. Nu am un pic să găsesc. Da. Isaia 66:2. Aici este versetul la care mă refeream, pentru că l-am citit de câteva săptămâni și a fost pentru mine uimitor. Sunt toate aceste lucruri, doar mâna mea l-a făcut. Și toate și-au căpătat astfel ființa, vorbind de ce a creat Dumnezeu. Așa vorbește Domnul, cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și ce loc mi-ați putea voi da ca locuință? Toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut. Și toate și-au căpărat astfel ființă, zice Domnul. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile. Spre cel ce suferă și are Duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Și acum ce este uimitor că în capitolul 32 din 2 Cronici vedem cum împăratul tremură la cuvântul lui Dumnezeu găsit în lege și își sfâșie hainele. Și împăratul a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Ahicam și așa mai departe. Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit. Căci mare este mânia care s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinții noștri n-au ținut cuvântul Domnului, la care el tremura, dar ei nu. Și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta, adică n-au trăit la lege și la mărturie. Atunci el își dă seama că mare este mânia Domnului. Și aceștia au mers la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, așa, ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. După ce au spus ce aveau de spus, ea le-a răspuns. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Spuneți omului care v-a trimis la mine. Așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui. Și anume, toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda. Și acum, la ce blesteme făcea referire Iosea? Păi, făcea referire la Deuteronom 28. Acolo unde la început erau scrise blestemele, binecuvântările, de fapt, și la sfârșit, Deuteronom 28. Da, deci la început avem binecuvântările, dacă vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău, cuvântul lui, și vei împlini toate poruncile lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor. Da? Și apoi vorbește despre toate binecuvântările. Iar de la un moment dat, de la versetul 15, spune așa, dar dacă nu vei asculta de glasul sau cuvântul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile lui și toate legile lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Și acum, este extraordinar că în istoria Ierusalimului, Israelului, toate blestemele scrise aici, toate s-au împlinit. De la cele mai mici până la cele mai grozave. Și cele mai grozave fiind că mamele cele mai gingașe, bărbații cei mai gingași, aveau să-și mănânce însuși copiii lor. Pe lângă celelalte, ciume, pierderea minții, nebunie și tot felul de alte boli. Toate acestea Dumnezeu le-a trimis ca ei să culeagă rodul a ceea ce au semănat, dar și ca să se pocăiască dacă mai era cu putință. Însă din nou și din nou în aceste blesteme spune că acestea vor fi trimise pe rând. Dacă nu se pocăiau, aveau să continue în intensitate până când aveau să fie șterși de pe fața pământului. Iosia, când citește aceste cuvinte, este zguduit și tremur înaintea Domnului. Nu era acea doar o frică de și ce dacă. Nu era aceasta, ci era o teamă sfântă de Dumnezeu, așa cum găsim în ultimele mesaje transmise omenirii, în Apocalipsa 14 cu 6 și 7, care vedem aici așa. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului. Aici sunt incluși toți, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. De ce? căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Doar lui să ne închinăm și nimănui altcuiva. Nici mie, nici vreunui om, doar de Dumnezeu să ascult, doar înaintea lui să mă plec, doar de el să tremur, doar de el să mă tem și de nimic și nimeni altcineva. Pentru că de cine te temi? Aceluia. Aceluia te închini și de acela asculți. De aceea, de-a lungul anilor diverse autorități au încercat să inducă frică. Pentru că atunci când este omului frică de ceva, va asculta. Însă, oamenii lui Dumnezeu, precum Anania, Mișael și Azaria, care au fost duși în capitolul 3 din Daniel, au fost duși în fața cuptorului cu foc, au fost chemați să se teamă, dar ca să se închine împăratului. Dar eu spus nu. Nouă ne e teamă doar de Dumnezeu. Poți să ne faci ce vrei tu, dar noi pe Dumnezeu nu vom părăsi. Și a fost extraordinar această schimbare, pentru că s-au temut doar de Dumnezeu și în momentul acela nu le-a mai fost frică și teamă nici de foc, nici de împărat, nici de armata lui, nici de suferință, nici de nimic altceva. Când îți este teamă de un singur alt lucru, în afară de Dumnezeu, nu are cum să-ți fie teamă de Dumnezeu. Dar problema cea mai mare este că judecata a început. Și aici este ceea ce Dumnezeu ne spune. Căci a venit ceasul judecății lui. Judecata nu doar că va fi în viitor. În viitor, când Iisus Hristos vine ca să judece și să răsplătească, El vine să răsplătească. Asta înseamnă că deja o judecată de cercetare, că sunt 3 etape la o judecată, judecata de cercetare care pregătește răsplata deja are loc acum. De când aceste mesaje au început să fie rostite. Și acum, n-a fost rostite întotdeauna, a fost un anumit timp în care ele au început să fie rostite în întreaga lume. Și aceasta, poate altă dată, o să intrăm în datele profetice, însă această judecată a început. Da, trebuie să înceapă cu cei morți, de la Abel, care a fost primul care a murit în Domnul, până la ultimul. Însă, acest mesaj spune că judecata a început, care înseamnă că toți cei care aud acest mesaj și îl resping. Iisus Hristos a spus că ei au și fost judecați pentru că resping lumina. Și asta este ceea ce ne spune Dumnezeu în Ioan capitolul 1 și în fine, în Ioan capitolul 3, de fapt, este unde Iisus vorbește cu Nicodim. Și aceasta a fost băstit de Iisus atunci. Oricine crede în El, în Dumnezeu n-a trimis, în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Asta este ceea ce Iisus a spus atunci. Și acest mesaj a fost transmis de către apostoli și ucenici ulterior în întreaga lume. Adică ei predicau pe Iisus Hristos și cei care îl respingeau pe Iisus Hristos erau deja judecați. Da, unii mai aveau șansă ca și Pavel, care l-a respins pe Iisus Hristos, dar apoi Iisus Hristos i s-a arătat și l-a mântuit. Însă alții care îl respingeau pe Iisus Hristos nu mai aveau această șansă. Însă, în Apocalipsa, capitolul 14, prin Ioan, ni se transmite că va veni un timp când va începe judecata. Judecata celor morți și apoi judecata celor vii. Și această judecată începe, în primul rând, cum spune Petru, de la casa lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă, conform datelor profetice, aceasta a început în 1844. Iar aceasta înseamnă că, de atunci încoace, cei care respingeau ultimul mesaj de avertizare a lumii, acela de temeți-vă doar de Dumnezeu, temeți-vă de Dumnezeu, să nu mai altcineva de care este teme. Și așa mai departe. Această Evanghelie, cei care o respingeau erau deja judecați, pentru că au respins lumina. Mesajul Apocalipsei este trimis pentru noi astăzi. Și oare cine tremură la cuvântul lui Dumnezeu astăzi? Oare tu și eu suntem printre aceia sau suntem printre cei care respingem cuvântul lui Dumnezeu? Iosia, atât de minunat a fost când am citit azi dimineață că el a tremurat la cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a confirmat. Iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâi. Acesta este motivul, este rădăcina rea de la inima omului. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor Dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor. Adică tot ceea ce făceau, slujeau altor Dumnezei, lor înșile. Mânia mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Și acum, Dumnezeu va aduce judecata sa asupra întregului pământ, asupra tuturor. Și întrebarea este dacă toți de pe fața pământului facem ceea ce au făcut și izraeliții atunci. Și răspunsul este da. Răspunsul este că atât de mult oamenii s-au depărtat de Dumnezeu, încât astăzi pe față îl respingem. Pe față îl tăgăduim. Pe față ne închinăm Baalilor. Și chiar am uitat cum îi spune, la o întâlnire foarte publică, au înălțat aici dacă se vede, aici a fost în Birmingham în 2022, a fost această întâlnire ce au avut, această petrecere, și chiar au făcut un bal și s-au închinat și chiar ziceau că suntem uniți în această noapte și așa mai departe, și chiar aveau acolo o curvă sus, care reprezenta curva din Apocalipsa. Și cei care vreți, uitați-vă la Little Light Studios și au acolo și aceasta și multe alte lucruri. Dar acolo era pur și simplu, se închinau, deci pe față se închinau acestui, uite, și aici cum se închină și în fine, au tot felul de chestii. Dar aceasta nu este singură. În filme, în muzică, în absolut totul, lumea de astăzi se închină celui rău. Cântă celui rău, fac filme despre, fac jocuri, avem filmul Lucifer, care este o blasfemie extraordinară la adresa lui Dumnezeu. Da, aici dacă ne uităm la... Da, aici este filmul acesta, Lucifer, și în fine, e extraordinar. Este un serial. Este un serial care s-a făcut aici și este extraordinar de mare blasfemia acestor oameni care pur și simplu îl fac pe Lucifer să fie atrăgător și pe Dumnezeu respingător. Și e uluitor ce se întâmplă acolo. Însă, Dumnezeu își cheamă un popor. Și Dumnezeu îmi spune mie și îți spune ție, teme-te doar de mine. M-am întâlnit cu cineva astăzi care a spus că Putin a amenințat România cu 10 ani de război. Nu știu, n-am auzit, este așa, nu este așa, bar n-am. Însă toate aceste mesaje îl fac pe om să se teamă de om, de război. Apoi avem OMS-ul care spune că va veni următoarea pandemie, boală, moarte, suferință, pierderi și așa mai departe. Alții se tem de diavol, de satana. Se tem de accesul celui rău în viața lor. Și este extraordinar că toate acestea ne distrag să ne temem de orice altceva, numai de Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne cheamă, mă cheamă și pe mine, te cheamă și pe tine, să ne temem doar de El și doar Lui să-i sprijinim, doar de El să ascultăm, ca și Anania, Mișel și Azaria, ca și Daniel, unii în foc, unii înaintea leilor, nu conta. Ei se temeau doar de Cel care era stăpân asupra a absolut totul. Foc, animale, oameni. Totul este stăpânirea doar a lui Dumnezeu. Și după ce Dumnezeu îi spune aceste lucruri, că va veni mânia și nu se va stinge, adică ea va veni cu siguranță și la fel este și pentru noi astăzi. Mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus că va veni și toate blestemele care au fost rostite în Deuteronom 28 se întâmplă astăzi. Dar în curând vom ajunge la acea etapă în care a mai fost în istorie. Dar în întreaga lume va veni o foamete atât de puternică și mare și tot ni se spune de la știri că va veni. Însă o foamete atât de puternică și de mare încât oamenii vor deveni din nou canibali. Așa au fost în Ierusalim de 2 ori. Asta a fost în Babilon, când a fost Babilonul și a cucerit, și apoi în anul 70 când Roma a cucerit din nou. A fost și în Ucraina, în anul este 32-33. Chiar este un material foarte bun pe canalul Cauza Efectelor, Holodomor îi spune și chiar vă încurajez cei care vreți să vă uitați acolo pentru că este extraordinară acea mărturie a acelora care au fost acolo, care au trăit și cum Dumnezeu i-a scos de acolo. Aici este minuni din Ucraina, Holodomor așa arată, pe Cauza Efectelor, 1932-33, acea foamete care a fost pur și simplu făcută, dar dus ca oamenii aceia să-și mănânce proprii copii sau pe alții. Aceasta a fost blestemul lui Dumnezeu datorită păcatului omului, care în continuu îl respinge pe Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu îi transmite din nou și din nou, trimite pe prorocii lui, trimite pe oamenii lui, evangheliști, pastori și toți care îi trimite Dumnezeu în continuu. Și omul spune, nu, noi vrem pe diavol, noi vrem pe satana, noi vrem voia noastră, noi vrem să facem ce noi vrem, nu ce Dumnezeu vrea. Că da, nu ne închinăm niciunul pe față satanei, însă dacă îl respingem pe Dumnezeu și voia lui, automat îl invităm pe cel rău. Iosia însă primește un alt cuvânt. Dar să spuneți împăratului lui Iuda, care v-a trimis, să întrebați pe Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel, cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit. Pentru că ți s-au înduioșat inima. Pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu. Când ai auzit cuvintele rostite de El, cuvântul Domnului, împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui. Pentru că te-ai smerit înaintea mea. Pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea, adică ți-ai sfâșiat și inima. Și eu am auzit, zice Domnul. N-am citit aceste cuvinte, am rămas atât de profund mișcat că Dumnezeu are astăzi, înainte de a veni aceste nenorociri, un popor pe care Dumnezeu caută să-și îl pregătească înainte să aducă nenorocirile pe care El a spus că vor veni. Și această mânie nu se poate stinge. Ea este pregătită și în fiecare zi, parcă locuitorii lumii, parcă bisericile lumii, îl întărâtă și mai mult pe Dumnezeu. Nu știu, anul trecut sau când au făcut acele 10 porunci la Sinai, 10 porunci care tăgăduiau și încălcau și înlocuiau legile și poruncile lui Dumnezeu. Chiar pe Sinai, unde Dumnezeu a dat cele 10 porunci ale lui. Dar omul în continuu mânie, în continuu se închină pe față lui Lucifer, pe față în grădinițe, în școli, este introdusă această educație a lui Baphomet, care este Satana, dar este Lucifer, dar partea neagră a lui. Statuia lui Baphomet a fost pusă peste tot. Și aceasta primește aprobări. Dar Iisus Hristos este răspins. Și da, omenirea de la toată libertatea și libertinismul care este astăzi, de la o anumită extremă, foarte curând, poate chiar anul ăsta, dacă nu anul viitor, va trece cu totul în cealaltă extremă. Iar cealaltă extremă este extrema în care va impune, prin lege, prin forță, închinarea la Dumnezeu, dar nu la Dumnezeul adevărat, ci la Dumnezeul pe care ei îl poruncesc. Aceasta s-a întâmplat și în Evul Mediu, în care biserica globală, biserica romano-catolică, a fost cea care a forțat conștiința oamenilor să se închine unui Dumnezeu pe care ei l-au făcut. Nu Scripturii, pentru că Scriptura o tăgăduiau. Cei care memorizau Biblia, cei care o cunoșteau, erau arși pe rug, erau omorâți. Dar această biserică care a interzis Biblia au făcut totuși o închinare falsă și i-au forțat pe oameni să se închine lui Dumnezeu așa cum ei pretindeau că trebuie. Aceasta vine din nou. Și aceasta este ceea ce găsim în Apocalipsa, capitolul 13. Însă până atunci, Dumnezeu își pregătește un popor care să se teamă doar de El. Așa au fost martirii. Cei care mergeau la rug, fie tâneri, fie bătrâni. Cei care erau îngropați de vii sau torturați în ultimul hal. Mulți dintre ei cântau și erau plini de veselie. Mulți dintre ei erau bucuroși că au fost socotiți vrednici să sufere pentru Hristos, precum Hristos a suferit pentru ei. Duhul Sfânt i-a umplut și Hristos, care a suferit pe cruce și nu îi păsa de El însuși, ci îi păsa de mama lui, de Ioan, de tâlhari, de alții. Tot așa, acești martiri au reflectat caracterul lui Hristos, pentru că nu se temeau de moarte, nu se temeau de suferință, nu se temeau de nimic și nimeni în afară de Dumnezeu. Întrebarea este, oare noi de cine ne temem? Dacă te temi de Dumnezeu și tremuri la cuvântul Lui, Dumnezeu îți spune, am auzit cuvântul, plângerea, sfâșierea inimii hainelor tale. Dumnezeu este Cel care privește din cer să vadă cine se teme doar de El. Și la un moment dat va fi tras o linie și apoi Dumnezeu va revărsa și nu va mai opri acele vânturi. Așa cum spune în Apocalipsa, capitolul 7, unde spune că Dumnezeu ne uităm acolo, spune așa. După aceea am văzut 4 îngeri care stăteau în picioare în cele 4 colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Aceste patru vânturi sunt războaie, calamități, nenorociri, distrugere peste tot pământul, pentru că sunt cele patru vânturi ale pământului. Și ei, acești îngeri, le țineau. Și apoi am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea sau sigiliul Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vateme pământul și marea. Adică locul puțin locuit și mare, ni se spune că este un loc cu mulți oameni, foarte populat. Adică tot pământul. Și spune așa: nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Sigiliul, pecetea aceasta, va fi pusă doar pe fruntea celor care slujesc doar lui Dumnezeu. Întrebarea este: tu, eu, cui slujim? Am fost săptămâna aceasta la cineva, un frate de credință. Și a venit discuția de la una la alta asupra cuvântului lui Dumnezeu. Și mai anume, în capitolul 28 din Matei, versetul, hai să ne uităm la 18 la 20, unde spune așa: Isus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și apoi le spune și le poruncește: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Însă discuția cu acest frate a fost despre acest verset și mai special despre duceți-vă, faceți ucenici și învățați-i. Și întrebarea a fost: pe cine a trimis Dumnezeu să facă această lucrare? Și acest frate drag a spus: păi, pe cei care-s plătiți. Niciodată nu spune Dumnezeu asta. Dumnezeu a trimis pe toți care erau ucenici să facă același lucru. Și pe tine, și pe mine. În Cartea Faptelor Apostolilor vedem că apostolii au rămas la Ierusalim și ucenicii care au mers peste tot împrăștiau cuvântul, sămânța peste tot, pentru că erau forțați de persecuție. Cred că în capitolul 8 este asta, dar nu stau acum să caut. Însă, doar cei care slujesc lui Dumnezeu în absolut tot ceea ce fac, în absolut tot ceea ce gândesc, doar aceștia vor fi pecetluiți. Pentru că ei nu se tem de ziua de mâine. Și nici nu se scuză, deci, că nu pot să mă duc în lucrare pentru că n-am bani să-mi întrețin familia. Aceasta este doar o scuză. Dacă astăzi nu-i slujești lui Dumnezeu, ci te temi de ziua de mâine, când Iisus Hristos îți spune și ție și mie să nu ne temem și să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine, să nu ne îngrijorăm de ce vom mânca, de ce vom bea, de ce vom îmbrăca, ci să căutăm ce mai întâi. Și asta găsim în Matei, capitolul 6, cu 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, nu a ta, nu a casei tale, ci neprihănirea lui, nu a ta, nu ce faci tu, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu făgăduiește că El va purta de grijă celor care slujesc Lui. Iisus Hristos aici făgăduiește ceva. Dacă tu și eu căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, toate nevoile noastre vor fi împlinite. Și făgăduința aceasta este dată de mai multe ori în Scriptură. Pâinea și apa nu ne va lipsi. Ok, nu ai luxurile pe care ți le-ai pofti, dar pofta este păcat. Vrei o mașină ca vecinul? Vrei o casă ca acela? Vrei să te îmbraci ca acela? Aceasta este păcat. Și Iisus Hristos vrea să ne curețe de acest lucru. Și Iisus Hristos spune, caută mai întâi împărăția Lui, a Lui Dumnezeu. Și atunci toate nevoile tale vor fi împlinite. Dar ce facem noi? Noi căutăm mai întâi împlinirea nevoilor noastre. Și dacă căutăm asta, Dumnezeu nu mai are cum să fie pe primul loc. Și încetul cu încetul nici nu va mai fi în viața noastră. Și atunci vor urma boli, blesteme, de toate tipurile. Și toate nenorocirile menționate de Dumnezeu în Deuteronom 28. Și oamenii se vor întreba, de ce? Păi, pentru că nu te temi de Dumnezeu. Pentru că nu cauți împărăția Lui, ci a ta. Pentru că nu cauți neprihănirea Lui, ci a ta. Mergi la adunare doar ca să arăți neprihănirea ta. Că tu ești bun, că tu ești vrednic de Dumnezeu, când Dumnezeu spune că nu este nimic bun în mine, în tine, în niciunul din noi. Doar Dumnezeu este bun. Doar de nevoia noastră este doar de Iisus Hristos. De ceea ce fac eu. Nu contează câți bani dai lui Dumnezeu. Căci nimic din ce ai nu este al tău. Dumnezeu vrea ca tu și eu, cu tot ceea ce suntem și avem, să fie a Lui, pentru că este a Lui. Și oare tu și eu recunoaștem acest lucru și trăim într-o asemenea măsură? Sau ne slujim nouă înșine, scuzându-ne cu tot felul de scuze care nu vor sta înaintea judecății care a început? Judecata lui Dumnezeu a început și tu și eu suntem judecați astăzi, acum, când auzim mesajul Lui. Dacă respingi mesajul, în dreptul tău este scris acest lucru. Și s-ar putea ca mâine să nu-ți mai vină oportunitatea. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, vocea Lui, cuvântul Lui, lumina Lui, astăzi, dacă auzi cuvântul Lui, ești. Astăzi întoarce-te la Dumnezeu. Astăzi, mâine, știi dacă te vei trezi. Astăzi. Iisus Hristos, în Luca 9,23, ne spune tuturor, dacă voiești de cineva, doar dacă voiești, doar dacă vrei, El nu te forțează. Îți spune, Dumnezeu îți spune înainte pericolele, îți spune înainte blestemele, îți spune înainte ce se va întâmpla dacă nu îl vrei pe El. Pentru că automat când nu îl vrei pe El, te prinzi de cel rău, prinzându-te de voia ta. Dacă nu te lepezi de tine însuți, ca și Iisus Hristos, în Ghețimani, în momentul acela, tu automat te prinzi de cel rău. La Ghețimani este unde Iisus Hristos ne arată că El a renunțat la voia sa, pentru că a vrut ca voia Tatălui doar să se împlinească în viața Lui. Și aceasta este ceea ce este important. Și Iisus Hristos continuă și spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Aceasta este ceea ce a făcut Iisus. În Ghețimani, Iisus i-a spus Tatălui, Tată, dacă vrei, dacă este cu putință, înlătură acest pahar. Totuși, nu voia mea. În momentul în care Iisus a spus asta, El s-a lepădat de voia Lui. Și în următorul mesaj, să-și ia crucea în fiecare zi. Iisus a făcut aceasta în Ghețimani când El a spus, Tată, voia ta să se facă. Voia Tatălui era crucea. Și Iisus a acceptat. Care este crucea pentru tine? Când Dumnezeu trimite pe cineva care să te contrazică, să te calce pe picioare, care să te huiduiască, care să te vorbească de rău, accepți crucea? Care să-ți smulgă barba, cum i-a spus lui Iisus? Care să te bată peste cap cu ele, care să te pălmâiască, care să te scuipe? Accepți voia lui Dumnezeu Sau te lupți și cauți să te salvezi? Iisus Hristos a spus că cel care va căuta să-și salveze viața o va pierde. Dacă Ania, Mișael și Azaria căutau să-și salveze viața, era pentru că era un singur motiv acolo. Ei se temeau de tot ce era în jur ca să se salveze pe sine. Dar aceștia trei, acești eroi ai credinței, n-au căutat să-și salveze viața, pentru că s-au temut doar de Dumnezeu. Doar de El. Deci ei n-au avut teamă de nimic altceva. S-au prins de Dumnezeu, au privit la Iisus Hristos și El și-a manifestat prezența cu ei în cuptor. La fel tu și eu. Dacă astăzi nu mai avem alți angajatori, șefi, decât Dumnezeu, dacă astăzi renunț la voia mea și nu mai fac voia mea cu privire la nimic, ce zic, Tată, nu voia mea, ci voia Ta, atunci Dumnezeu va împlini și nu ne va plăcea. Pentru că euul meu trebuie să fie răstignit zilnic. Însă momentul în care accepți crucea, vei fi plin de pace și de bucurie. Vei fi plin de iubirea Lui. În momentul acela nu-ți va mai fi teamă de nimic decât de Dumnezeu. Tu ce vrei? Vrei să-L urmezi doar pe Iisus? Dumnezeu la aceasta ne invită pe fiecare. Ne invită și pe mine și te invită și pe tine. Dumnezeu să ne dea harul acesta tuturor. Amin.